Ictice Praga, 39 ani, locuiește de aproximativ 15 ani în Italia, acolo unde s-a axat pe cariera artistică, ajungând, în momentul de față, să facă nu doar actorie, ci să fie și regizor, producător și scenarist. Ca regizorului muzical al televiziunii publice Alexandra Cepraga, Cristina, se întoarce în orașul natal, București, în rolul de director artistul al unei noi manifestări cinematografice, Festivalul Internațional de Comedie București, Bucharest Best Comedy Film. Cristina va fi prezentă în România în perioada 22-27 noiembrie, unde va desemna cea mai bună comedie a anului la nivel internațional, selectată din 10 filme de comedie produse la nivel mondial. Vedeta este o persoană extrem de discretă, s-a căsătorit în 2011 cu James Baldwin, cu care are o fetiță, Aurora Mai. Au fost momente, cât încă locuiam în România, în care am considerat că eram un pic nedreptățită, în care s-au spus pe seama mea răutăți, lucruri neadevărate. Și apoi, aveam 20 de ani când am devenit persoană publică. În ciuda succesului, n-aveam experiența showbiz-ului și riscam să ies din decor. Exista pericolul ca frumoasa corabie a visurilor mele să se izbească de vreun zid. Parțial, cel puțin, alegerea mea de a pleca din România, într-o perioadă în care eram pe val, așa se explică, dorindu-mi însă fierbinte să-mi continui cariera, într-un fel profesionist. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că n-a fost deloc ușor să încerci să faci asta, mai ales în domeniul actoriei, când tu nici nu cunoști limba acelei țări. Eu nu cunoșteam italiana când m-am mutat în Roma, e curată nebunie. Competiția nu se dă doar cu băștinașii, cu vorbitorii nativi ai limbii respective, ci și cu toate actrițele străine care vin acolo să-și caute norocul, la fel ca tine. Sincer, dacă acum aș fi pus în situația de a mai face alegerea asta încă o dată, în condițiile pe care ți le-am descris, n-aș mai avea nici energia și nici nebunia cu care, din fericire, am fost echipată atunci, spunea vedeta în urmă cu ceva vreme.